Ei, ați văzut, i-a schimbat starea Cătălinei, atât Cătălina cât și Vlad erau foarte supărați. L-am auzit pe Dani întrebându-l pe Andrei dacă ce e acolo, e măcele, ceartă, ceva la modul ăsta. Și am văzut-o pe Cătălina foarte, foarte supărată, dezamăgită, așa. Cred că Cătălina i s-a tăiat cu Cătălina nu merge și nici cu Vlad chestii care merg cu Maria. Și i s-a tăiat efectiv de când s-a întors Irina către ea și a mustrat-o așa. Mai avea un pic și o mușcă. Ați văzut când s-a întors ce față avea? Pentru că eu spusese ea. Evident că nu o să le meargă cum i-a mers cu Maria. Maria a fost fraieră și a tăcut. Sau a încercat să aplaneze cât de cât. Dar cu Vlad și cu Cătălina nu cred că o să le meargă și nu o să fie frumos. Sper că nu s-a băgat și Antonio și Maria să-i apere, pentru că n-ar fi decât în defavoarea lor, mai ales că sunt deja într-un conflict. Dacă vă or fi întrebați în live, evident să-și pună punctul de vedere, atâta timp cât stau în casa băieților, mănânc acolo, dorm acolo, doar acolo stau, acolo ar trebui să fie curat, pentru că altfel nu-mi dau seama de ce ar trebui să se împânzească în toată casa.